preacuvioșelor și de Dumnezeu purtătorilor părinți, Sila, Paisie și Nathan, care s-au nevoit duhovnicește în sfăstria putnei și ca niște stele luminoase au strălucit pe cerul bisericii românești, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca prin mijlocirile lor, de toate nevoile și necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm. Bucură-te, Treime, de cuvioși părinți! Îngerul sfatului celui mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiților părinți, Sila, Paisie și Nathan, încă din frage de vârstă la viața îngerească, iar voi răspuns în chemării, v-ați arătat prin har și prin nevoință, fii ai Tatălui Ceresc, pentru aceea vă cântăm. Bucurați-vă aleșii Tatălui, bucurați-vă următorii Fiului, bucurați-vă ale Duhului Lăcașuri, bucurați-vă ale Treimii Sălașuri, bucurați-vă Îngeri Pământești, bucurați-vă Oamenii Cerești, bucurați-vă Lumini Duhovnicești, bucurați-vă Făclini Sobornicești, bucurați-vă Vlăstare ale Duhului, bucurați-vă Fii ai Dumnezeu, bucurați-vă flori din pustie, bucurați-vă panoramilor bucurie. Thank you.
noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm pentru la preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Serafim, pentru preasfințitul Părintele nostru, Episcop Vicar, Sofian Brașoveanu, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru poporul binecredincios de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș. Să ne miluiască